În prezentul video vă prezentăm tema puzzle care face parte din proiectul Geometrician View, temă care a fost abordată cu elevii de la Colegiul Tehnic Ioan Ciordaș Beiuș. Cuvântul puzzle se referă la un tip de joc, jucărie sau problemă care necesită ingeniozitate, logică, viziune, perseverență pentru a ajunge la o soluție. Este un cuvânt care provine din limba engleză, în traducere liberă înseamnă decupaj. Jocul de puzzle constă în reconstituirea unei imagini sau a unui obiect tridimensional sau bidimensional cu numeroase piese diferite ca formă și culoare care pot fi intercalate pentru a reconstitui imaginea inițială. Ceea ce vă prezentăm astăzi este aplicația practică a acestei teme în care utilizăm aplicația Neo3 pusă la dispoziție în acest proiect. După cum observați în imagine, suntem deja, deci se lucrează. Avem o imagine, ceea ce vrem noi să reconstituim astăzi este sigla proiectului, este acel ochi care îl observați în spate. Deja lucrăm și încercăm să facem înapoi imaginea, punând cartonașele astfel încât imaginea inițială să fie reconstituită. Da, se pare că am reușit. Dacă apăsăm butonul Restart, bine zic, putem reveni dacă dorim să jucăm din nou. Deci avem din nou cartonașele. Și observăm sigla proiectului nostru. Dintre cele mai cunoscute puzzle-uri matematice se numără jocul Tangram. Acesta este un joc inventat de chinezi, conceput pentru a fi jucat de o singură persoană. Resursele inițiale ale jocului sunt 7 figuri geometrice, 5 triunghiuri de dimensiuni diferite, un pătrat și un paralelogram. Jocul constă în așezarea celor 7 figuri, le vedeți în față. Aceste figuri trebuie așezate una lângă alta, fără să fie suprapuse, în plan. Acestea ar fi regulile jocului. Ce obiectiv avem, ce încercăm să facem? Să realizăm alte figuri, tot așa plane, folosind cele 7 cartonașe, cum am explicat. Aceste figuri pe care le folosim, cele 7, se mai numesc tansuri, ele provenind din tăierea unui pătrat după modelul de mai sus, acela roșu din care îl vedeți în față. Noi acum, deci elevii au lucrat cu cartonașe în realitate, deci au decupat un pătrat, după cum este sus, și au realizat diferite figuri. Le vedeți aici în față. Avem mai multe, un cățeluș, o vulpe, au realizat un cangur, nici nu mai știu ce au ales alea, la o cămilă. Astăzi dorim să reconstituim vulpea. O punem în față, ca să nu
spun că aceste modele le găsiți foarte multe și variate, le găsiți pe internet, dacă sunt foarte multe de tipul ăsta. Sau vi le imaginați. Și atunci începem să reconstituim vulpea. Căpșorul avem, acum mai facem ce facem, corpul. Din spate, vulpea noastră. Vreau să vină. Acolo stă ea model. Am adus-o în față, să ne fie mai ușor. Acum asta e o vulpiță mai supărată, că stă cu căpșorul înclinat. Încă un pic și acum mai punem codița și vulpea noastră e realizată. Așa cum v-am spus data trecută, dacă apăsăm restart, figurile se împrăștie din nou și o luăm de la început. Domeniul acestei matematici recreative stimulează curiozitatea, inspiră dorința de aprofundare a matematicii. De aceea, din când în când, ne mai recreăm și dacă jucăm acest angram sau puzzle-uri în general. Vă mulțumim pentru atenție. Okay.